Cum vă numiți? Robert. Cum ați ajuns la biserică? Eu am ajuns beat. Beat, în stare de ebrietate. Fiind beat, mă așezam pe ultimul scaun din spate ca să nu mă apropii de persoane pentru că miroseam a vodcă. Când treceam pe lângă persoane, ele simțeau mirosul de vodcă. Eram îndatorat, distrus, cu o viață mizerabilă, nu puteam să fac nimic pentru familia mea. Nu puteam să fac piața pentru familia mea, nu puteam să fac nimic. Eu mergeam la magazinul de unde cumpăram și proprietarul spunea, nu, ție nu-ți voi mai vinde, nu. Luna trecută ai luat, nu ai plătit și acum vrei să iei din nou? Nu, nu. Și eu mă întorceam cu capul în jos și mă așezam la masa unui bar. Într-adevăr, mă așezam pe scaun afară și acolo stăteam și ceream vodcă. Acasă situația era teribilă. Odată fiica mea a zis soției mele că în vreo călătorie când voi mai merge era mai bine ca eu să mor, pentru că doar așa ele scăpau de mine. Aceasta a fost situația mea. Am ajuns cu papucii mai mari decât picioarele, în pantaloni scurți și mă așezam în spate, pentru că dacă mă așezam în mijloc împreună cu persoana, persoana se ridica, pentru că eu miroseam urât. Mirosul de băutură era mare. Și cum s-a întâmplat schimbarea în viața dumneavoastră? Când eu l-am auzit pe părinte vorbind despre acest Dumnezeu minunat, atunci am spus, acest Dumnezeu mă va vindeca. Eu vreau acest Dumnezeu. Și chiar beat, eu îl căutam pe Dumnezeu, chiar fiind beat. Eu îl căutam pe Dumnezeu beat, mă rugam, fiind beat în stare de ebrietate, Doamne, Tu mă vei scăpa, Tu mă vei elibera. Și pe drumul de sare, când erau lucrătorii, eu veneam, mă clătinam. Și când veneam la drumul de sare, eu mă sprijineam pe peretele bisericii ca să nu cad. Nici în picioare nu putea să stați. Nu. Și când treceam, lucrătorii mă țineau ca să nu cad. Și când treceam, eu spuneam, eu voi trece, dar tu nu vei trece, spurcatule. Și treceam, beat, beat, și plecam. A venit focul sfânt. Am luptat și am urcat pe altar și de atunci am zis, acum eu încep să-L caut pe Dumnezeul meu. Am fost dezlegat. Într-o zi, după ce am sacrificat la focul sfânt, mergeam acasă și pe drum. Mi-a venit așa o ciudă și am zis, începând de azi, Dumnezeul meu, eu nu voi mai trăi viața pe care eu o trăiesc. Eu te voi sluji doar pe tine. În drum spre casă era foarte cald, o căldură mare. Am coborât o altă persoană, și am început să-L caut pe Dumnezeu. Și a fost minunat. Am primit pe Domnul meu, am primit Duhul Sfânt și a fost minunat. Am rămas foarte bucuros și am plecat. Soția mea s-a uitat la mine și m-a întrebat ce se întâmplă. Am zis, eu sunt fericit. Am ajuns acasă și de atunci încoace. Ce minunăție! În ziua în care eu L-am cunoscut pe acest Dumnezeu minunat, Dumnezeul meu care e comoara mea, bunul meu cel mai prețios este Domnul meu Iisus. Bogăția mea este Duhul Sfânt. El, da. Eu sunt foarte fericit să spun asta. Sunt foarte fericit să vorbesc de Dumnezeul meu. Da. De atunci s-a schimbat totul. Totul s-a schimbat. Familia mea, am început să-mi tratez familia ca un bărbat al lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a binecuvântat și fiii mei sunt bine cu mine, soția mea. Și un prieten a zis, uite, eu fac o asociație și este ca noi să cumpărăm niște pământuri să plantăm. Și am spus, uite, eu niciodată nu am plantat nimic, eu nu aveam niciun leu, am urcat pe altar, m-am rugat și am spus, eu voi merge, și tu. Am cumpărat pământurile, banca mi-a trimis o scrisoare, cum Dumnezeu e mare, totul e de la Dumnezeu. Eram un bărbat fără încredere, fără să am nimic, banca mi-a împrumutat o grămadă de bani.
Și eu speriat am zis, banca mi-a dat toți acești bani. Eu nu voi avea cum să-i plătesc. Eu voi merge la închisoare. Cum eu voi plăti, cum voi da înapoi acești bani? Dar eu m-am rugat la Dumnezeu, am avut încredere și am continuat, am curățat proprietatea, am îngrădit-o. Știa ceva despre asta? Nu, eu niciodată nu am plantat nici măcar un usturoi. Eu nu știam nimic despre asta. Eu știam despre vodcă. Despre vodcă eu înțelegeam numele tuturor sticlelor de vodcă. Eu le înțelegeam. Dumnezeu e mare. Am îngrădit totul și luam cărți și citeam despre plantare, despre agricultură, dar ideea era să plantez mango. Pentru că eu vedeam că persoanele exportează mango în Statele Unite, eu doar auzeam, dar nu știam cum era asta. Am luat cărți, am început să citesc, să iau informații și am cerut lui Dumnezeu să-mi dea direcție și am plantat. Și de atunci încoace, Dumnezeu doar binecuvântează și eu merg în față, mulțumită lui Dumnezeu. Azi eu am 6480 de pomi de mango, am un jeep, viața mea este binecuvântată, viața mea este binecuvântată, copiii mei sunt realizați, au facultate, am două fete și un băiat. Doi sunt ingineri și cea mică este avocat. Cei doi lucrează cu mine. Noi avem o firmă care face pedologie. Pentru cine nu știe, pedologia este ingineria care studiază pământul. Pedologia este studierea solurilor. Pentru a defini, înainte eu nici nu știam ce înseamnă să plantez. Pedologia este pentru a defini ce sol este bun, ce boală are, ce drenaj trebuie făcut. Fiica mea este specialistă în acest domeniu. Fiul meu este inginer mecanic și inginer agrimensor. Noi avem o firmă care face îngrijirea și pregătirea pământului, pedologie, topografie, producem mango, exportăm în Statele Unite, un alt soi de mango merge în Europa și avem o varietate, un soi de mango numit Ataúfo, acesta merge în Mexic. Și aceasta este viața mea astăzi cu Isus. Eu doar nu pot pierde Domnul meu Duhul Sfânt. Eu nu îl pot pierde. Acesta e al meu. Eu nu voi lua nimic cu mine. Doar eu și El voi pleca. Restul rămâne acolo. Dacă muriți azi, eu plec fericit. Sunteți mântuit? Sunt mântuit, sunt fericit. Mă duc.